Mulțumesc, Aline, un discurs care mi-a intrat la suflet. Atâtea cunoștințe despre minoritatea noastră, ești o enciclopedie. Mulțumesc, Aline, tare mult. Aplauze pentru profesorul. Ceea ce spune Alin în discursul lui, ar trebui să cunoască și copiii, elevii noștri, în școli. Ar trebui ca, la nivel de guvern, parlament, doamna senator, să încercăm să aducem la Ministerul Educației, să vedem, să introducem istoria romilor ca și obiect în cursurile copiilor, fiindcă au ce cunoaște despre istoria noastră. Mulțumesc mult! Dau cuvântul domnului viceprimar Miroșeanu să adreseze câteva cuvinte. Mulțumesc! Și pentru că așa am să procedez cu toată lumea, mulțumesc mult! Doamne și domnule, stimați invitați! Iată că după mai multe evenimente de tristă amintire și aș vrea să amintesc aici ziua Holocaustului, ziua dezlobirii romilor, ne vedem astăzi împreună, într-o zi mai specială, zi de bucurie. 8 martie, ziua internațională a romilor. Probabil o zi deosebită pentru comunitatea romă din România, o zi de aducere aminte și de a scoate în fața noastră acele valori care definesc comunitatea romă. Bunătatea, talentul, compasiunea și celelalte. S-a vorbit aici despre istoria romilor. Lucruri mai puțin cunoscute, dar care trebuie să ne aducă în prezent și, bineînțeles, să ne pună în fața unui tablou important pentru noi toți români. Și anume faptul că avem în comunitatea romă o componentă foarte importantă a societății noastre, de care trebuie să ținem cont, pe care trebuie să o susținem și care, bineînțeles, să aibă acele șanse egale ca noi toți. Este, așa cum am mai spus, o zi în care trebuie să scoatem în fața noastră cele mai importante însușiri. Și eu sunt convins că astăzi o să ne bucurăm cu toții de copiii comunității rome, de cei care au talent și care se manifestă într-un mod deosebit. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și la mulți ani! Mulțumesc, domnule viceprimar. Am spus că nu o să vorbim decât de lucruri frumoase, dar totuși trebuie să amintesc, așteptăm și noi un loc în primăria Bacău cu un concurs ca pentru minoritatea romă să poată să lucreze în primăria Bacău un etnic de etnie romă care se corespundă conform cerințelor dumneavoastră.